Dacă există ceva la care Huawei se pricepe cel mai bine, este inovația, dar și îmbinarea modei cu tehnologia, iar dovada o putem vedea la noile lor căști wireless numite și Free Clip. După cum se poate observa, Huawei a reușit să combine o pereche de căști wireless într-un accesoriu de modă. Totuși, trebuie să știți înainte despre aceste căști că nu sunt unele obișnuite. Pe de-o parte pentru că le purtăm agățate de ureche, dar și pentru că nu sunt introduse în interiorul canalului auditiv, permițându-ne să auzim și sunetul exterior. Deci nu vom beneficia de un ANC ridicat. Păi și atunci pentru cine sunt potrivite? Mai degrabă sunt potrivite persoanelor care fie sunt la volan și vor să audă și sunetele exterioare, fie sunt la birou și vor să audă dacă cineva vorbește cu ei, fie în timp ce se plimbă cu bicicleta sau în timp ce aleargă sau fac antrenament la sală și vor să audă și discuțiile din jur. Chiar dacă au o formă ceva mai ciudată, trebuie să știți că pentru a ajunge la acest design, Huawei a testat peste 10.000 de urechi și peste 25.000 de teste de rezistență. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, este incredibil pentru o pereche de căști. Cum mi se par, cum se aud și ce concluzie am despre ele, rămâne să vedeți în acest material. Așadar, eu sunt Mihai, iar pentru a nu mai pierde timpul, să-i dăm drumul! Trebuie să știți că acestea vin în două variante de culori foarte reușite. Purple, care cred eu că s-ar potrivi unei persoane de sex feminin, și Green Kiss, pe care le-am eu la test și mi se par ceva mai masculine, dar acum depinde de preferințele fiecăruia. Ce avem diferit la aceste căști față de restul? În primul rând, designul, pentru că sunt formate din trei elemente care alcătuiesc această cască. Au bolul de unde se reproduce sunetul, sibrigiul care este flexibil și este format din o fire din oțel și partea în care se află bateria care va sta în spatele urechii. Iar dacă ne uităm puțin așa dintr-o parte, toate cele trei elemente formează litera C. Ce vreau să mai adaug este că posibil, fără să exagerez, acestea să fie cele mai stabile și confortabile căști pe care eu am testat, datorită modului în care sunt purtate. Un alt aspect diferit față de restul căștilor este modul de utilizare. După cum v-am spus și la începutul clipului, acestea vor fi agățate pe exteriorul urechii asemănătorului cercel de ureche, iar această bilă în care se află și difuzorul se va introduce doar puțin în canalul auditiv, permițând astfel să auze atât melodia, cât și sunetul exterior. Despre calitatea sunetului vom reveni imediat. Căștile sunt lucioase, destul de rezistente la întindere și surprinzător stau foarte confortabil la ureche. De aceea sunt și dedicate sportivilor, persoanelor care fac yoga și așa mai departe. Docul este mat, ceea ce apreciez foarte mult pentru că nu se vor vedea urmele de amprente, este realizat din plastic de foarte bună calitate, are o baterie de 510 mAh și vine cu încărcare rapidă prin fir, ce se încarcă în circa 40 de minute, dar și posibilitatea încărcării lui prin wireless. Deci le putem încărca chiar și de la un telefon. Ce mai mi-a plăcut la aceste căști este greutatea lor redusă de doar 5,6 grame și nivelul de confort pe care le au, încât după 5 minute de utilizare garantanul le vei mai simți că le porți. Ce trebuie să știm despre aceste căști este că sunetul pe care îl auzi este unul destul de calitativ și asta datorită faptului că suportă codecuri audio precum SBC, AAC, L2HC și LC3 și, nu în ultimul rând, au drivere dinamice magnetice duale, putând astfel să ofere și un sunet puternic. Pentru că sunt dedicate și sportivilor, căștile vin cu certificare IP54 de sân și rezistente la transpirație. Oferă o autonomie de până la 8 ore, iar împreună cu docul de până la 36 de ore ambele se pot controla prin gesturi, prin double tap sau triple tap pe care le poți personaliza individual din aplicația iLife, respectiv play pauză, următoarea melodie, răspuns la apeluri, respingere apeluri și așa mai departe, dar din păcate fără posibilitatea de a mări sau mișora volumul. De asemenea, mai au și o funcție utilă când le scoateți din urechi muzica se oprește, iar când le puneți la loc, muzica repornește. Un avantaj al acestui design, ciudat cei drept, este că nu se vor introduce adânc în ureche, creând astfel un disconfort și o oferă o igienă și mai ridicată, putând astfel să-npars casca cu prietenii. Și în plus, căștile dispun de o tehnologie numită Smart Wear Detection, care detectează automat la ce ureche sunt puse. Deci nu va trebui să țineți cont că este stânga sau dreapta sau cum le veți spune în doc, pentru că sunt identice. Despre sunet, trebuie să faci compromisuri pentru că sunt căști open ear, astfel încât nu-ți vor oferi un noise cancelling prea eficient, dar obții cel mai bun mod de transparență posibil. Cu toate că sunetul se combină cu cel exterior, astfel încât vei auzi zgomotul dacă ești într-un mijloc de transport în comun. Însă, volumul poate fi destul de puternic încât să-l acopere fără probleme. Plus că din aplicația iLife ai posibilitatea de a personaliza efectele sonore pentru a intensifica vocea, basul, în altele și așa mai departe. Cei drept, nu obții un bas profund, dar sunetul este echilibrat, calitativ și suficient de puternic. Ba chiar au și o tehnologie de blocare a vântului, call noise reduction prin două microfoane și dual device connection unde pot fi folosite simultan cu alte dispozitive. Ca o concluzie, Huawei Free Clip sunt o pereche de căști wireless care oferă un confort excelent, un design inovator, o autonomie foarte bună, o protecție pe 54 dispun de încărcare wireless, potrivite pentru persoanele active, șofer, muncă de birou și, nu în ultimul rând, oferă o transparență ridicată. Și în plus, dacă le comandați de pe site-ul Huawei Store .ro, mai primiți cadou și un Huawei Band 8 împreună cu căștile. În schimb, dacă ești un audiofil înrăit unde ții cont de calitatea sunetului cu noi cancelling ridicat, nu sunt cele mai potrivite pentru tine. Așadar, vă las pe voi să-mi spuneți impresiile voastre în rubrica de comentarii. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!